Bine, v-am găsit la horoscopul de miercuri, 3 iulie. Nu uitați că există toate horoscoapele pe rol, horoscopul săptămânii, horoscoapele lunii iulie, aveți ce vedea în cazul în care aveți timpul necesar. Dacă vă place să vedeți horoscop în toate felurile și știți foarte bine că pe acest canal de YouTube găsiți absolut toate tipurile de horoscop, zilnic, săptămânal, lunar, ocazional, anual, analize lunare, mega etalări în tarot și altele de genul pentru amatorii genului, desigur. Vorbim și astăzi despre un eveniment. Am vorbit despre el, evident, și în toate horoscoapele lunii iulie și în horoscopul săptămânii. Și anume, avem parte de un trigon pe care Venus din Rac îl face cu Saturn. M-am uitat un pic în trecut când a mai avut loc ceva similar cu Saturn în Pești, evident, și l-am mai găsit undeva cam în luna mai a anului trecut, 2023. Și gata! Pentru că peste încă un an, când se va întoarce Venus aici în Rac, Saturn nu va mai fi la momentul respectiv în Pești. Ca atare, pe perioada trecerii lui Saturn prin Pești, acest trigon are loc de 2 ori. E un trigon care dă profunzime relațiilor. Venus în Rac poate fi foarte romantică, foarte familistă, pune preț pe stabilitatea vieții în doi, are un spirit mai degrabă matern, multă grijă, multă preocupare pentru cei dragi și un astfel de moment este ideal pentru cei care se gândesc foarte serios la nivelul următor într-o relație. Formarea unei familii, un copil, de ce nu, o căsătorie. Energia feminină este foarte activă, așa este. O, Venus în Rac poate fi maternă de multe ori, deci e o energie a iubirii spirituale, bine să spun, o iubire de aia profundă, adevărată, din suflet, încât cine leagă o relație în această perioadă ar putea să spere că de aici se poate ajunge departe, la întemeierea unei familii, cum spuneam. Poate fi și o perioadă de reuniune între oameni. Dacă, prin absurd, oameni din trecut revin în această perioadă și dau dovadă că au învățat ceva din greșelile trecutului, e foarte probabil să fie vorba de iertare, de încoșanță, pentru că Saturn în Pești mie mi inspiră un fel de intervenție spirituală, de undeva din astral, încât cineva merită o șansă. Trebuie să vă uitați un pic dincolo de aparențe, să nu lăsați doar niște flăcări acolo, nici sentimentele, nici resentimentele să vă marcheze, încât poate e bine să ascultați cu ce explicație vine către voi cineva care probabil v-a greșit odinioară. Poate vine realmente să se împace, realmente să repare, se arată realmente dornic ca această relație să aibă consistență și rădăcini. Poate e întoarcerea în matcă, pentru că e vorba de un trigon. Trigonul e de susținere, e de suport în ceea ce vreți să faceți sau să reluați. O, Venus în Rac poate privi foarte mult în urmă, așa este. Este plină de nostalgii, este plină de doruri, dar și de regrete, dar și de amintiri. Dar cum e vorba de un Saturn în Pești cu rol terapeutic, vindecător, poate între timp v-ați mai vindecat resentimentele, l-ați mai iertat pe nu știu cine și cine știe, poate chiar e vorba de o reluare a unei relații, inclusiv de familie, nu doar de iubire. Nu v-ați mai vorbit cu vărul de 5 ani. Cineva ar putea să întindă o mână. N-ați mai fost pe acasă, la casa părintească, n-ați mai vorbit cu mama, n-ați mai vorbit cu tata, nu știu de cât timp. Da, poate mai ales energia tatălui este foarte activată. O, Venus în Rac ține mult de energia familiei mamei, dar Saturn de multe ori este o energie paternă. Poate tocmai asta este și aici poate fi vorba chiar de părinții voștri. Acasă să se întâmple ceva. Voi nu sunteți voi implicați, voi sunteți copilul, să zicem așa. Dar părinții să treacă prin niște evenimente care să lege din nou relația, să reactiveze iubirea acolo, iubirea, înțelegerea. Parcă n-aș spune de iubire, cât mai degrabă grijă unul față de altul, prezență unul în viața celuilalt, mai ales că e vorba de Saturn în Pești, care eu îi dau conotații spirituale foarte puternice. Trimis de undeva de sus acest Saturn este să repare ceva de familie. Poate fi și o perioadă de
vindecări de familie, lucruri de-astea transgeneraționale pe care le-am moștenit, moștrămoși și care nu înțelegem de ce le ducem după noi, de ce repetăm noi niște probleme ale bunicii, de ce eu în această viață nu pot debloca ceva prin care a trecut un strămoș de-al meu. E o perioadă în care cine se caută, merge la psiholog, merge la terapeut, merge la coach, merge la constelații familiale, la regresii karmice, tot felul de metode de astea de sondare puternică a sufletului, poate găsi acolo niște deblocări, niște vindecări, acceptări, poate e vorba de acceptare, de asta e, de un compromis, Saturn în pești poate veni și cu compromisuri, dar spre liniștea sufletului la urma urmei. Da, dacă undeva n-am putut ierta, uita, vindeca, trece peste ceva din trecut, acest trigon, tocmai asta ne ajută. Să ridicăm așa un pic din umeri și să zicem, ok, nu s-a putut, n-am putut schimba nimic, atunci tot ce pot face este să accept situația aia pe care n-am schimbat-o. E un moment în care privim înapoi, dar cu un ochi foarte profund, matur, că e Saturn, Saturn e înțeleptul de serviciu, e bătrânul familiei. Dar e și o perioadă în care poate ne preocupă foarte mult relațiile de familie, ne preocupă stabilitatea casei, refacerea atmosferei în familie în cazul în care pe undeva s-au mai tulburat niște ape. Inclusiv iertarea unui părinte care ne-a greșit, să cerem noi iertarea unui părinte sau unui copil, de ce nu, poate fi vorba și de relații de familie în care ceva a intervenit la un moment dat și a stricat bună înțelegere, a rupt relația, dar nu de tot. Mai ales, știți vorba aia, sângele apă nu se face. Dacă pe undeva mama s-a certat cu copilul, dacă pe undeva soțul s-a certat cu soția, totuși pe undeva a rămas un fir spiritual, mai ales dacă e vorba de chestii de-astea dictate de sus. De regulă, relațiile de familie sunt karmice, de regulă, copiii, părinții, soții, soțiile sunt trimiși ai lui Dumnezeu pe pământ pentru ca noi să învățăm ceva și acum putem avea o astfel de lecție. Și poate am mai avut-o și anul trecut, nu uitați că acest aspect s-a mai format odată. Dar familia, casa vine din urmă cu ceva și care trebuie scos cumva de sub preș ca să reparăm și ca să conștientizăm și ca să mergem mai departe cu o lecție învățată. Atât am de zis astăzi și mâine vom avea un eveniment la fel de rar, ba chiar unicat până în acest moment, despre care am vorbit în horoscopul săptămânii. Căutați și aceste filme în cazul în care vă interesează subiectul. Stați un pic, analizați, nu vă bazați că un horoscop vă zice doar chestiuni spectaculoase, nu toată lumea trăiește chestiuni spectaculoase în fiecare zi, nu întotdeauna am să vă zic de lucruri frumoase, dulci, bombonele și floricele și iubire pe bandă rulantă. Nu pot să spun lucrul ăsta. Și cum este o perioadă cu conotații puternice și karmice și de destin și cu tentă spirituală, cam asta veți auzi în horoscoapele mele. Nu neapărat dacă vin bani, dacă vine făt frumos sau dacă pleacă soacra din casă. În acest moment vă invit jos în descriere să căutați minutul și secunda de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală, zodia ascendentă, zodia imediat următoare, cele ascendente dacă aveți un ascendent pe final de zodie și să vedem cum sună un astfel de moment de liniște sufletească, de pace interioară, de împăcare cu noi înșine sau poate cu tot neamul nostru transgenerațional. O zi bună să aveți, mai ceva ca în horoscop. Voi verbeci, puneți mult preț pe ce se întâmplă acasă, sunt lucruri de discutat cu membrii familiei, puneți sara la cale, rezolvați o grămadă de probleme cu care v-ați confruntat în ultima vreme. Există o conexiune acolo între soț, soție, părinți, copii, toți oamenii dragi vouă se adună în jurul unui subiect, a unui proiect colectiv. Toți au ceva de spus, toți se bucură, toți sunt entuziasmați, toți participă cu ceva,
Chiar dacă voi aveți în această perioadă o dorință de a, de a-i coordona pe toți, de a-i uni pe toți în cuget și simțiri într-o anumită direcție, totuși ce iese de acolo e din comuniune. Și ăla, și ăla, și ăla, toți își dau cu părerea și poate să iasă ceva de care toată lumea să fie mulțumită. Pot fi evenimente fericite în familie, auziți vești nemaipomenite, aflați vești de nunți, da, cine știe, primiți vreo invitație la nuntă, aflați că se mărită vreo verișoară, că s-a născut un copil prin familie, evenimente care vă unesc pe toți în aceeași vibrație. Nu uitați că am spus la un moment dat și de relația cu părinții transgenerațional. Poate și în strânsă legătură cu părinții se întâmplă ceva înspre bine. Vorbiți cu ei, vă aduceți aminte că n-ați mai fost pe la ei de mult, că n-ați mai dat un telefon, nu că n-ați face asta tot timpul, dar parcă există o legătură nevăzută, telepatică poate chiar, cu un părinte. Poate voi sunteți în partea cealaltă a planetei și simțiți ceva. L-ați visat pe părintele vostru. Sunteți în conexiune, inclusiv cu cei duși pe lumea cealaltă, se poate și lucrul ăsta. Un feeling special, retrăiți un eveniment de parcă s-a întâmplat ieri sau amintiri. Amintiri foarte vibrante în care puneți același suflet ca atunci când s-au întâmplat. Da, în unele cazuri poate fi și reactivarea unor doruri și doare la fel de tare ca atunci, regrete, amintiri, nostalgii, romantism, toate alea, lucruri de odinioară, inclusiv în copilărie, de ce nu? Treceți prin locuri de care sunteți atașat emoțional, prin care ați trăit odinioară. Deci ceva din trecut e atât de vibrant încât o retrăiți de parcă ieri s-a întâmplat. Și vă dați seama că vă extrageți energia cumva din evenimentul cu pricina și vă... poate chiar aveți motiv de sărbătorit prin simplu fapt că retrăiți acele evenimente de odinioară. Taurul, voi porniți cu mult elan o anumită activitate, vă aruncați trup și suflet, ca într-o aventură. Dar poate este o aventură frânată de niște împrejurări deocamdată defavorabile. Parcă nu e momentul să se întâmple lucrul ăla. Ceva nu e conform unor condiții ca lucrul ăla să se întâmple acum. Nu acum, pe semne. Încât parcă vine ceva și vă taie tot cheful, vă împiedicați la primul hop, vă calculați un pic greșit resursele, poate un pic prea aprins într-o anumită direcție. Prea vă place, prea vă atrage, prea vă aruncați în flăcări acolo și vine cineva mai puternic decât voi, mai presus decât voi și vă umblă la potențiometru. Nu vă închide complet robinetul, dar nu vă dă atât cât ar trebui, atât cât ar vrea voi. Inclusiv la capitolul cheltuieli, parcă cineva vă zice, tai ușor că banii ăștia o să fie necesari peste o lună, două, trei, mai potolește-te. E un sentiment de asta de frână. Dacă nu e frână pusă de cineva, e propria voastră frână, propria voastră conștiință care vă aduce aminte, la timp probabil. Alo, vezi că data trecută când te-ai aruncat, ai făcut erai sub același entuziasm copleșitor, ai cam dat-o în bară. Deci e propria experiență, amintirile de odinioară, greșelile de odinioară care se dovedesc a fi utile. Să nu se repete pe semne aceeași problemă. Uneori, eșecurile au rostul lor. De a învăța din ele, nu? Poate vi se aduce aminte, dacă nu vă aduceți aminte singur, treceți printr-o situație și ziceți, măi, parcă am mai trăit chestia asta, ce am eu de învățat, de trebuie să trec din nou prin aceeași poveste? Și de-aia sunteți ușor atenționat, ce ușor, poate chiar de-a binelea, atenționat să puneți singur limite, nu frână, nu să nu mai faceți lucrurile. Da, să dați cu țărâita, da, să dați atât cât trebuie, da, să gândiți foarte atent când e momentul, cât trebuie să faceți, până unde trebuie să întindeți coarda dacă e de întins. Pentru că în trecut ați făcut ceva similar și aveți de învățat din asta.
Gemenii, luna intră în zodia voastră astăzi și mâine. Va avea și întâlnire cu Jupiter acolo. Încât poate să fie un moment de generozitate, îmi vine să spun, de prosperitate, de abundență mai degrabă, de abundență de resurse, de abundență de idei. Sunt niște resurse care vă sunt accesibile, dar poate mai bune decât credeați. Dar poate nu de unde le așteptați. Voi așteptați o minune din stânga și numai acolo v-ați uitat, de acolo vine, de acolo vine, de acolo vine. E nu, minune vine din dreapta. De aia trebuie să fiți deschiși către alternative. Să nu fiți setat pe o singură direcție, să nu vă țineți cu dinții de o singură direcție, ci să lăsați un pic apele să curgă în voia lor. Că pot veni către voi mai multe oportunități, mai bune șanse dintr-o altă direcție decât cele pe care le controlați sau le vreți voi cu orice preț. Iubirea poate să vină în altă parte, nu de acolo de unde așteptați cu înfrigurare. O ofertă de job o puteți găsi în cu tot o altă direcție decât acolo unde v-ați setat cu orice preț să primiți o șansă. E așa un fel de intervenție a Universului la un moment dat să vi se ofere o resursă nebănuită. Sau poate nu e o resursă nebănuită, poate e acolo de mult, dar n-ați văzut-o. Poate ați fost un pic cu ochelari de cal, poate concentrat doar la A. Nici n-ați văzut că există și varianta B și aia trebuie să fiți maleabili, flexibili, precum o apă care se scurge printre bolovan și nu se blochează într-un bolovan. Vin idei, vin soluții, vine inspirație, vin căi de mers, ba unele, cum spuneam, mai generoase și mai profitabile și mai bune decât tot ceea ce ați crezut că aveți la dispoziție. Pe semne că luna care intră la voi în ogradă vine cu aceste daruri pentru voi. Daruri de bani, de ce nu, daruri de încredere în voi, de speranță, de stare de bine. Vi se citește pe chip așa o stare de optimism probabil sau de entuziasm, de ce nu, pe care trebuie să le canalizați în niște activități foarte profitabile pentru voi, evident. Racul, Venus, este la voi în ogradă și vă spuneam de marele trigon cu Saturn. Deci este un trigon de care aveți parte doar de două ori pe perioada trecerii lui Saturn prin pești și care poate fi mângâiere, un balsam pe suflet, liniște, un moment de împăcare, împăcare cu voi, împăcare cu alții, o vorbă bună, o șansă de a mai sta de vorbă cu cineva, de a revedea pe cineva, de a retrăi ceva plăcut. E o a doua șansă, bine să spun. Că s-a întâmplat ceva în trecut, de care încă sunteți foarte atașați, dar așteptați, sperați probabil să mai existe episodul 2, să aibă urmare, să reveniți în același loc și poate că se întâmplă lucrul ăsta. Poate e o întâlnire cu cineva, o reîntâlnire cu cineva, i-aș spune. Poate a fost o chestiune rămasă așa în coadă de pește, nici, într-o stare de dubiu, de nesiguranță. Și vin acum niște semnale, cum că ar putea să continue, că mai este ceva acolo, că vreți să vă mai conectați odată la persoana cu pricina, locul cu pricina, situația cu pricina, a doua oară, după nu știu cât timp. A doua șansă, da. N-a mers bine prima oară, când o fi fost prima oară, dar totuși voi ați mai sperat că, dacă mai primesc o ocazie favorabilă. Și iată că cineva acolo sus v-a ascultat și vi se oferă această șansă. Dar trebuie să o tratați foarte serios, că e vorba de Saturn. Saturn cere responsabilitate. Să nu o tratați în ușor, în lejeritate. Mi s-a mai oferit o șansă, înseamnă că o să le primesc la nesfârșit. Nu, vi se oferă o a doua șansă și s-ar putea să fie atât. O să mai fie și soarele în trigon cu Saturn peste câteva zile. Din nou, un eveniment foarte rar. De aia, o fi ea o a doua șansă, dar nu ține la nesfârșit. Nu e veșnică, nu trebuie să o luați un pic peste picior sau în ușor, că o să am 100 de acum înainte. Nu, e o ocazie pe care trebuie să o
valorificați cu cap, cu prudență, cu gândire de perspectivă. Chiar dacă acum vi se oferă, nu înseamnă că o să vi se ofere la nesfârșit de acum înainte. Leul, vă obișnuiți cu Mercur, la voi în zodie, știți bine că a intrat Mercur acolo, mâine o să vorbim și de opoziția dintre Mercur și Pluto, dar despre care am vorbit și în horoscopul săptămânii. Și deocamdată vorbim de Marele Trigon, dintre Venus și Saturn, care vă dă un tumult interior, sufletesc, e un freamăt pur și simplu. E freamătul ăsta parcă este o emoție de dinaintea unui eveniment. Pentru unii poate fi vorba de o presimțire. Presimțiți că urmează ceva. Încă nu aveți niște dovezi, nu aveți niște ceva atât de clar încât să ziceți că da, se întâmplă. Începe să zice, nu cumva e ceva ce nu văd, nu cumva o să se întâmple așa. Da, cam ce gândiți că începe cu nu cumva, s-ar putea să fie realitatea acolo. Ideal ar fi să spuneți nu cumva lucruri bune. Că există și varianta nu cumva lucruri rele, nu cumva mă înșeală, nu cumva mă fură, nu cumva mă minte, se poate să fie așa asta, dar totuși hai să legăm de faptul că e un trigon, încât și nu cumva lucruri minunate se pot întâmpla, neașteptate. Poate în trecut ați trecut prin niște situații și n-a mers și altă dată ați fi fost tentat să spuneți nu cumva se repetă greșeala de odinioară, dar ce-ar fi să schimbați? Exact invers. Bun, data trecută am ratat în punctul ăla, că am mai trecut prin situația asta. Dar nu cumva pot face altfel de data asta? Ba da, există un macaz pe care îl puteți schimba. Tocmai pentru că vă dați seama că n-a mers prima oară, cine știe când o fi fost, dar între timp voi ați mai învățat, ați mai descoperit, ați mai înțeles niște lucruri, v-ați mai pus niște întrebări acolo, încât acum acest nu cumva vă dă șansa să mutați trenul pe șina cealaltă, să nu treceți prin aceeași gară ca data trecută, când, să zicem, ați ratat ceva. Deci oferiți-vă alternativa, șansa de a schimba de la minus la plus, că o aveți. A venit ideea, a venit intuiția, a venit inspirația, a venit sfatul, a venit îndrumarea, a venit conștientizarea. Aha, dacă data trecută, scuzați, am fost un prost și am greșit acolo, n-am să repet greșeala și de data asta, pentru că între timp am învățat ceva. E o ocazie, da, de a schimba totul a doua oară, după nu știu cât timp, după un an, după mai mult de un an. Da, poate pentru că ați regretat, poate pentru că v-ați uitat foarte mult la greșeala aia de odinioară și v-ați dat seama unde ați greșit. Ori v-ați dat seama, ori vi s-a atras atenția, ori ați fost un pic muștruluit de diverse entități superioare, inclusiv de propria conștiință, astfel încât acum să nu repetați greșeala și să faceți totul așa cum se cuvine. Voi, fecioarele, s-ar putea să fiți foarte directe, tranșante, reci, în sens bun, cu o persoană, probabil, care cam încearcă să umble la coarda voastră sensibilă. Dar persoana asta uită că voi sunteți o zodie foarte rațională, foarte logică, treceți totul prin prisma rațiunii și voi vă dați seama că acolo unde respectiva persoană încearcă să vă manipuleze, intimideze, sensibilizeze, vulnerabilizeze, nu-i merge. De-aia am spus că ați putea fi foarte aspri. Presimțiți că aveți, este o perioadă cu intuiție foarte puternică, zona racului este foarte intuitivă, presimțiți că respectiva persoană vă manipulează ușor într-o anumită direcție benefică lui, evident. Caută ceva pentru el, se bagă pe sub piele, umblă la niște cori sensibile, sperând că le aveți, dar nu le accesează, pentru că aveți totodată și o cenzură foarte ridicată. Un mare nu, eu nu permit acestui lucru să se întâmple. M-am fript, cu alte cuvinte. Ați învățat ceva din fostele intervenții, hai să zicem, nefaste ale acestei persoane. Poate îi cunoașteți deja toate metehnele, îi cunoașteți latura ascunsă, îi cunoașteți a doua față pe care uneori și-o mai scoate la iveală. Și de asta ar putea să fiți foarte tranșanți. Și când zic tranșanți, în unele cazuri, poate chiar închideți ușa în nasul unei persoane. Da, ușor nediplomatic și deloc amabil să vă comportați așa,
Dar probabil ce ați trăit cu acest om e o lecție atât de mare încât nu mai permite să se mai repete. V-a rănit, v-a jignit, v-a folosit, v-a mințit, deși clar că a făcut ceva, încât amintindu-vă ce a făcut acest om data trecută, când o fi fost, vi s-a umplut paharul. Ziceți, nu, a doua oară sau a câta oară, eu nu-ți mai permit așa ceva. Și schimbați foaia și retezați orice apropiere. Chiar dacă poate vine așa cu vorbă dulce, cu vorbă bună, cu drăgălășenii, dar nu-l credeți. Aveți voi un sentiment că urmărește ceva și probabil chiar urmărește. De fapt, a mai făcut-o și altă dată. Asta este experiența pe care o aveți. Data trecută v-a rănit atât de profund încât chiar dacă între timp o fi devenit îngeraș, nu-i mai dați voie să se mai apropie. Pentru voi, balanțe poate fi un moment de real succes în plan profesional. Zona profesională este foarte activată pentru voi. Și Soarele și Venus sunt în zona carierei. Saturn, despre care vorbim astăzi, este în zona locului de muncă. Încât este un eveniment atât de rar, vă spuneam că are loc doar de două ori pe perioada trecerii lui Saturn prin Pești, încât e o șansă rară de care puteți profita. La urma urmei este vorba chiar de Venus, guvernatoarea voastră, într-o poziție atât de înaltă acolo în rac. De aia este o ocazie de care trebuie să profitați. Să vă remarcați, să arătați ce știți, să vă scoateți experiența mai mult în lumină, să-i dați pe toți la o parte, să ieșiți din anonimat, din penumbra cuiva, din planul 2, din cumințenie. Nu mai sunteți cu minte de când o aveți pe Lilith în ograda voastră, în sens bun. Deci poate fi un moment de oarecare tupeu, de o încredere, de asta nebună, de a ieși în fața tuturor să arătați cine sunteți, ce puteți, ce știți, ce experiență aveți. Sigur că poate fi o perioadă și de competiție. Vă măsurați forțele cu persoane puternice, cu concurenți redutabili, dar și voi scoateți ce aveți mai bun din voi. A venit vremea așa un pic să umblați în experiență, în bagajul vostru de experiențe, să arătați ce ați învățat ani de zile, o viață întreagă, o ocazie, probabil rară, de afirmare. Străluciți într-un mod special, uimiți cumva, se vorbește despre voi, vă vede lumea, vă remarcă lumea, poate într-o lumină nouă decât înainte. Deodată unii s-ar putea să zică, wow, erai și tu pe aici? Mamă ce valoare, mamă ce om, din toate punctele de vedere. Sigur că poate fi și din puncte de vedere personale, iubire, vă remarcați ca aspect, deci nu neapărat profesional. Da, profesional sunteți foarte susținuți, de-aia am zis că poate fi o ocazie de a vă urca pe o scenă și a uimi pe toată lumea. Încât a uimi pe toată lumea s-ar putea să fie vorba aia, dar unde ai fost până acum? Unde te-ai ascuns până acum? De ce nu ți-ai arătat valoarea până acum? E probabil, chiar dacă acest trigon a mai avut loc anul trecut nu era Lilith în zodia voastră. E, Lilith probabil vă dă o anumită încredere în voi, un dram de tupeu, stăpânire de sine, e doza aia de ego bun, pozitiv, care vă dă curajul ăla de a urca pe scenă. Poate v-ați mai urcat pe scena asta și anul trecut, și acum 2 ani, și acum 7. Dar neavând-o pe Lilith ca aliat, ca strălucire, ca sclipice acolo care vă pune în valoare față de alții, probabil atunci nu v-ați putut remarca. E șansa voastră și trebuie să profitați de ea. Scorpionul. Aveți mari dubii cu privire la niște persoane din preajma voastră, poate chiar la persoana iubită. Așa o priviți cu mari semne de întrebare, cu sprâceana ridicată, cu oare, mult oare. Dar s-ar putea să fie o îndoială sau o suspiciune justificată. Ați văzut ceva, ați descoperit ceva, ați auzit ceva, presimțiți ceva. Este o perioadă cu emoții foarte profunde la care voi clar că rezonați. Sunteți zodie de apă și apa voastră face unde. Ceva vă spune că nu e în regulă la persoana asta. Da, poate nu e vorba doar de persoana iubită. Poate aveți dubii asupra copilului, asupra părintelui, asupra prietenului, asupra colaboratorilor, colegilor și așa mai departe. Dar sunt emoții
o luptă de emoții, mai bine zis, o luptă între ce vă spune sufletul și ce vă spune mintea. Mintea poate e un pic înăbușită în perioada asta. Nu vedeți lucrurile foarte clar, dar feeling-ul vostru zice, măi, ceva, încât probabil vă e și greu să exprimați în cuvinte ce simțiți sau ce presimțiți sau ce bănuiți, mai bine zis. Poate fi bănuială multă, dar nu cred că e o bănuială inutilă. Vă uitați la cineva și parcă deja îl dezbrăcați așa din priviri, știți toate secretele, aveți voi niște raze X așa și știți exact ce gândește, ce intenționează, ce ascunde, ce nu vrea să vedeți, dar vedeți, aveți acest dar de prezicător, de detectiv, da, cred că ăsta e cuvântul, detectiv. Detectați minciuna, detectați falsitatea, detectați ascunzișurile, detectați înșelătoria. Probabil vă ajută acolo luna care este în gemeni, în conjuncție cu Jupiter, să sondați dincolo de ce se vede sau ce lasă unii să se vadă. Și trebuie să vă folosiți de acest talent pentru a scoate adevărul la lumină, pentru a afla lucruri care nu vi se spun. Probabil trebuie doar să le demonstrați, desimțiți, resimțiți. Dar trebuie să aveți și dovezi. Săgetătorul, vă spuneam de acest trigon dintre Saturn și Venus, pe o combinație foarte emoțională, s-ar putea să retrăiți un eveniment care va lăsa niște răni în trecut. N-ați putut ierta, n-ați putut uita, ceva care s-a repetat și nu e exclus să se mai repete odată și de data asta. Numai că de data asta s-ar putea să vă fi învățat niște lecții în comparație cu cele de odinioară, încât vine să spun că nu mai simțiți nimic. Primele dăți, când s-o fi întâmplat dezamăgirea, rana, problema aia care a generat emoții, v-a durut de numai. De data asta nu mai simțiți nimic, probabil v-ați detașat, probabil v-ați călit, după ce primești același tratament de nu știu câte ori, ajungi să te obișnuiești cu asta. Încât nu vă mai doare minciuna cuiva, nu vă mai atinge rana de odinioară sau poate și trecut, poate chiar asta este, descoperiți că treceți printr-o situație similară, ca cu un an, ca cu 5, ca cu 10, dar nu mai simțiți nimic. Bine ar fi, nu? Să fiți imuni la minciuna cuiva, la răutatea cuiva, la infidelitatea cuiva, dar poate că v-a și ajuns. Gata, ziceți voi. Schimbați foaia. Sunteți mai tranșant, poate, în perioada asta. Detașarea asta de care dați dovadă nu e o indiferență. Clar că pe undeva puneți suflet, dar v-ați învățat lecția încât s-ar putea să veniți și voi cu niște măsuri împotriva celui care v-a generat aceste suferințe sau dezamăgiri sau răni a nu știu câta oară. Și veți ridica scut protector, veți impune niște reguli, îl dați afară din intimitatea voastră, din spațiul vostru personal, reduceți cât mai mult comunicarea cu acesta, vă baricadați, da. V-ați baricadat, mai bine zis. Poate tocmai de aia nu mai simțiți nimic, pentru că atâta v-ați detașat de rana asta de odinioară, încât acum sunteți camuflat bine, în siguranță. Și poate tocmai asta o să-l dezarmeze pe respectivul, că vă vede indiferent. Dorința acestui om, atunci când a greșit odată de două ori, de 100 de ori, era să vă rănească. E acum când vede că sunteți indiferent, o să îi se reducă puterea până la zero, pe semne. Capricornul, munciți și iar munciți, sunteți foarte preocupate, niște activități în desfășurare, dar care probabil sunt și foarte motivante, mai ales financiar. E ceva pus în joc acolo, poate imaginea voastră, reputația voastră, o funcție, o poziție, o miză. Este o miză pusă în joc și ziceți, fac orice pentru asta. Și când aveți fac orice, probabil chiar faceți orice. Cu alte ocazii, când ați avut situații similare, ați făcut orice, dar până la un punct.
Dar nu v-ați călcat pe principii, dar nu v-ați abătut de la niște reguli. E, acum până și asta sunteți dispus să faceți. Să faceți ceva ce altă dată n-ați fi făcut. Să călcați pe cadavre, la o adică, să folosiți orice instrumente. În beneficiu propriu, evident. Nu înseamnă că faceți un lucru oribil, nu omorâți pe nimeni. Dar altă dată ziceați, aș vrea lucrul ăsta, mamă, ce motivant este, ce aș vrea să obțin, jobul ăsta, inima cuiva, poziția asta, banii ăștia. Dar nu pot să fac cu tare lucru. Singur v-a spus acolo o limită, o limită de bun simț sau de o neputință. Nu pot, era un nu pot. E, între timp v-ați dat seama că orică puteți face lucrul ăsta, orică trebuie să faceți lucrul ăsta. Dacă vreți mai multul ăla sau rezultatul mai sigur și mai stabil. Un efort pe care o să-l faceți de a vă încălca probabil pe niște principii limitative, rigide, conservatoare, acele nu-uri pe care a zis nu eu niciodată, n-aș face asta pentru nimic în lume. E pe semne că e nevoie și de așa ceva. Sunt acum niște aspecte care se formează, Pluton, o poziție cu Mercur, care nu s-au mai format niciodată. Și dacă nu s-au mai format niciodată, e clar că toți vom fi puși în fața unor situații fără precedent în care zicem, ok, fac și lucrul ăsta, chiar dacă nu l-am făcut niciodată. Și veți apela la un instrument, nu înseamnă că e o ilegalitate sau ceva pe care trebuie să faceți o mare greșeală, nu e o greșeală, dar acceptați să faceți ceva ce altă dată era cu un mare niciodată în față. Vărsătorul, aveți ocazia de a vă evidenția, de a vă detașa, voi parcă sunteți într-o competiție cu niște rivali alături, cu niște concurenți, măcar unul, dacă nu și mai mulți. Dar până acum concurența asta a fost un pic egală. Ba era unul la înaintare, ba trecea celălalt, așa parcă cu un pas înainte, cu un pas înapoi. Nu era o diferență foarte mare între competitori. E parcă găsiți un culoar liber, o nișă, doar a voastră, un palier în care prindeți viteză tot înainte. Evident, pe merit. Și aici își spune cuvântul experiența. Clar că și ceilalți au experiență, dar voi sunteți cu ceva mai susținuți în perioada asta, poate de acest Pluto, care e pentru prima oară într-o astfel de poziție și care vă face cărare, așa, parcă vă face culoar printre rivali, să faceți pași mari înainte, o evoluție, un progres, poate nu copleșitor, nu e ceva cu trei ture de pistă înaintea tuturor, dar prindeți un vânt prielnic față de ceilalți. Vă puteți remarca absolut prin valoare, prin muncă, prin experiență. Vine un moment de măsurare a experienței voastre versus experiența concurentului. Și voi aveți ceva acolo, un as în mânecă, un atu. Ceva prin care ați trecut, el n-a trecut. Chiar dacă poate ca valoare sunteți similari. Experiența asta voastră de odinioară vă trimite cu trei pași înainte. Normal că asta vă propulsează, indiferent ce înseamnă, și în afaceri, și în job, și în iubire, și în orice alt lucru în care trebuie să vă măsurați forțele cu cel de lângă, care vă suflă în ceafă și v-a suflat în ceafă, v-ați suflat unul altuia în ceafă. Ei, se pare că nu vă mai suflați în ceafă pentru că îl depășiți și mai prindeți și un pic de avans înaintea lui. Peștii. Clar că sunteți vizați major de trigoanele acestei perioade și astăzi vorbim de trigonul dintre Saturn din Pești cu Venus din Rac, care la capitolul iubire vă susține de minune. O iubire împărtășită, o iubire mai clară, o iubire care este la lumină, o iubire care vă dă garanție că există, că e acolo, că vă puteți baza, că are viitor, că merită să investiți, că e ziuan, de ce nu? Pentru unii poate fi și momentul ăla când zice, gata, l-am găsit, ea e, el e. Fac tot posibilul să pun mâna pe persoana asta, că e tot ce mi-am dorit vreodată. E un feeling de ăla de încredere,
de mâna destinului, de aranjarea tuturor lucrurilor, ceva de genul, prin câte am trecut împreună, voi doi, ea și el, cei doi implicați în povestea, uite prin câte am trecut, dar am trecut, asta e important, a venit un moment așa să recapitulați niște hopuri, dar descoperind cât de bine v-ați descurcat. Și tocmai pentru că v-ați descurcat, trecutul ăsta contează, istoricul ăsta contează, e un fundament acolo, aveți ceva în spate. Nu e o relație în care abia v-ați întâlnit și vai ce frumos este, nu sunt sclipice așa de moment, e profunzimea, e trecutul, e ce aveți deja în urmă. Unii poate de ani de zile sunteți într-o relație și acum privind înapoi ziceți, bravo nouă, uite ce bine ne-am descurcat, uite cât am învățat, uite cât ne-am maturizat. V-ați completat unul pe altul, v-ați susținut unul pe altul, v-ați vindecat unul pe altul, ați tolerat foarte multe unul la celălalt și de-aia poate fi un moment de apogeu, i-aș spune, de natură sentimentală. Se concretizează ceva, se așează ceva pe un fundament mult mai solid, se face lumină într-o anumită situație și probabil veți fi din ce în ce mai sigur pe persoana pe care o aveți alături. Știți că vă iubește, știți că îl iubiți sau orice altă decizie care înseamnă clarificare după o perioadă de ceață și de confuzie. Asta este ziua de miercuri, 3 iulie, nu uitați de toate celelalte horoscoape care vă așteaptă pe site și să ne vedem cu bine și mâine.